Bună ziua, este 16 iunie. Am venit să punem caturi cu foiță la această locație. Cineva m-a întrebat la un moment dat ce părere am despre bocile de roire. Aici în față se vede acesta ridicat în patru. Cred că se vede, da? Scrie SWRM, ceea ce înseamnă swarm în engleză, în românește roi. Acesta este un stup care a roit. De regulă omor măcile, dacă sunt să roiască, le omor matca și le dau altă matcă. Spuneam, calitativ, dacă e să luați în considerare că pleacă din faza de ou, albinele îngrijesc botca din faza de ou, ar trebui să fie poate cele mai bune. Genetic, spuneam la vremea respectivă, nu sunt grozave pentru că au genele de roire pronunțate. Cel care se vede lângă el este roi, de la el. Deci de-aia nu-mi plac mie roii. Asta se întâmplă când ai măci de roire. Îi voi lăsa pe amândoi. Din cel mare am rupt probabil 20-30 de boci. Erau vreo 5-6 măci în el virgine, în roi. Era undeva în spate, nu știu cât se vede. Și unde am călcat iarba, acolo a fost clocoțat. Erau și aici, și în roi am văzut două, trei măci. Le voi lăsa să se împerecheze și în măsura în care voi vedea puiet, voi veni, voi omorâ matca și îi voi da altă matcă. Asta legat de bocile de roire. Mai am într-o locație, mai e unul, tot așa, probabil că și-a luat, s-o fi cățărat în copaci. N-am avut timp la vremea respectivă să le omor, mi-am locuit treaba și așa mai departe, dar asta se întâmplă când aveți măci de roire. Este adevărat, de 2 săptămâni ne plouă într-una, acum este un pic de soare, dar probabil că într-o oră se norează la loc și o să plouă. Ce aș putea să vă mai spun despre măci? Sunt boci de salvare. De salvare cu siguranță n-am niciuna, alea le omor din prima. La roi, vii, îl găsești, îl scuturi, se împerechează, arată destul de bine, lasă-l așa că merge. Uitați că nu merge, a venit aici și era în copac. Asta legat de roi. O să vă arăt cum punem foiță. Am terminat cu partea de Mickey Mouse. Deci vom veni și vom adăuga foiță. Da? Să fiu sigur că se vede în cameră. Așa. Deci sunt 10. Celelalte care le vedeți deja pe stup sunt de 9 rame, sunt gata clădite. Acestea sunt 10. Toate sunt numai foiță. Da? Vom doborâ stupul, vom lua caturile de miere, cele două, și vom adăuga un cat de foiță la fiecare. Sunt care au luat deja din foiță. Chiar când începem să punem foița, dacă e foiță rămasă de anul trecut, să zic, construită ceva de genul ăsta, acelea intră primele pe stupi. Vom pune un pic de ramă clădită, deci ce a rămas de anul trecut, la exterior, iar la interior se umple cu foiță goală, goală, ca aceasta. Hai să începem. Îmi pun un pic masca. Mă dau un pic în spate. Să vă mai spun că filmele care le vedeți sunt aproape live, deci n-am timp să fac duble, triple, deci ce vedeți, aia se vede. Dacă mă mai bâlbâi, mă mai repet, deci nu am timp să fac altele.
Da. Deci fiecare va lua câte un corp de foiță. Cel din stânga i-am omorât marca. Și dacă se vede, da. I-am dat botcă, s-a împerecheat. Mergea rău. Deci nu creștea sub nicio formă. Și mai fac casă din când în când. Trebuie să viu să-i dau și lui un corp de 9 rame. Ne mutăm la celălalt. Deci dacă ar fi vreme bună, nu știu dacă se vede, da? Deci au început chiar să și căpăcească în partea asta de sus. Rapița la noi, acum, cred că au cam terminat de semănat. Cine n-a terminat, nu știu în ce măsură mai poate să semene, pentru că plouă. Aproape că avem probleme să intrăm la stupi, chiar și dacă suntem în 4-4, noroi mult. De-aia zic, ce s-a semănat? A început să răsară. Dacă ne-ar lăsa vremea, lucerna ar flori. Dar vă spuneam, plouă în fiecare zi, plouă în reprize. Când e un pic de pauză, de soare, mai facem și noi ceva la albine. Pe acesta. Măsura în care pot. Mâine voi veni și vă mai adăuga încă un corp de 9 rame. Trebuie să tăiem iarba. M-a întrebat cineva la mea dacă pot să vă arăt cum aranjăm vatra de stupi. Mă chinui de 2 săptămâni să fac una și mă prind într-una ploaia. O să poate să încerc să-i explic un pic cum stă treaba. Să văd dacă se vede. Cum stă treaba aici. Să mă dau un pic mai în spate ca să vedeți. Sper să mă și auziți. Deci dacă se vede, este un, pe mijloc sunt 4 paleți, da? Primul este orientat perfect drept, deci cel de aici zboară drept în față. Al doilea îi punem la 3 pași, 3 pași jumate, deci între ei. Al doilea va fi orientat în direcția asta, vor zbura. Al patrulea va zbura în direcția aceasta, iar ultimul va zbura exact ca primul. Da? Iar pe margine sunt 3,
Fiecare, acesta zboară la 90 de grade pe direcția de la mijloc și cei doi, unul zboară în direcția aceea și unul aici. O să încerc să fac un film la atunci când voi face locația nouă pe care vreau să pun nucleele. De ce aranjăm așa? Lăsăm un spațiu de 3 pași jumate între ei, pentru că atunci când venim să luăm corpurile, vom dovedi toți stupii și o să, aproape că nu se prea mai vede iarba aici, o să fie caturi peste tot pe jos, iar modul la care dovedim stupii, caturile vor sta ceva în genul ăsta, 1, 2, 3 și așa mai departe, da? Sper să se vadă, da? Deci vor sta așa, aici mai veni încă unul, încă unul, încă unul și partea cealaltă la fel. Îi punem la unghiuri diferite pentru ca să nu se lovească între ele, să zic, ca să putem face o linie dreaptă între ei. Cel mai bine o să vedeți atunci când vom lua miere, când îi vom da jos. Deci îi doborâm, după care îi vom sufla cu aer caturile. O să am ce să vă arăt atunci poate mai mult. Dar cam atât pentru acum. Spuneam, o să încerc să vă arăt locația așa nouă pentru nuclee, fără stupă ea, deci cu paleții, doar cu paleții așezați, și poate să aveți mai bună idee exact cum îi așezăm. Cam atât pentru acum, vă salut și nu mai vin.